Vă rog să mai redeschideți încă o dată Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 6. Voi începe citirea de la versetul 1 la versetul 14, inclusiv un cuvânt care va folosi ca învățătură pentru dimineața zi. Pagina Sfântele Scripturii, 1032, traducerea clasică combinat cu Evanghelia după Ioan, capitolul 6. Vom începe versetul 1. După aceea, Iisus a dus dincolo de Marea Galilei, numită Maria Tiberiadei. O mare gloată mergea după el, pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Iisus a suit pe munte și ședea acolo și cu ucenicii săi. Paștele raznicul iudeilor erau aproape. Și Iisus și-a ridicat ochii și a văzut o mare gloată, că vine spre el. Și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Filip i-a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei n-ar ajunge, ca fiecare să capete puțin de el din ele. Unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis, este aici un băiețel care are 5 pâini de ors și 2 pești. Dar ce sunt aceștia la atâți? Iisus a zis, spuneți oamenilor să șadă jos. În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos în număr de aproape 5 mii. Iisus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor și ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. De asemenea, le-a dat și din pești cât au poit. După ce s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor săi, strângeți fărâmiturile care au rămas, ca să nu se pierde nimic. Le-au adunat, deci, și-au umplut 12 coșuri cu fărâmiturile care rămăsese din cele 5 pâini de ors, după ce mâncaseră toți. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse, Iisus zicea, cu adevărat, acesta este prorocul așteptat de lume. Amin. Vă rog să reocupați locul. Și mă bucur că, în faptul că această dimineață sunt împreună cu dumneavoastră la părtășie, așa cum ați observat, împreună cu grupa mare, împreună cu educatoarele de copii, au fost amintite deja numele, Ana Maria, Cristina și Geta, împreună cu câțiva părinți ai copiilor, părinții copiilor de la grupa mare, dorim ca toți împreună, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Să vă binecuvinteze pe toți copiii de aici. Amin. Să vă binecuvinteze pe toate educatoarele care slujesc în cadrul acestei lucrări și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze toată lumea. M-am gândit, pentru că era vorba despre copii, am venit cu grupa mare, m-am gândit la acest cuvânt, considerând că întotdeauna Dumnezeu are ceva de neînvățat pe fiecare dintre noi, pentru că atunci a vrut să învețe pe mari oameni pe care noi îi numim apostoli. A vrut să învețe ziua aceea ceva, apostoli, de la un băiețel, de la Iisus Hristos. A vrut să le dea câteva lecții. Chiar a primit vestea Domnului Iisus. Evanghelii celelalte relatează că Ioan Botezătorul a murit. Și la o asemenea veste a vrut să fie și el singur. După ce a primit vestea, relatează Evanghelia după Matei, a spus, vreau să mă duc deoparte, vreau să fiu singur. Când primești o asemenea veste, este normal să vrei să fii singur, să fugești tu, să rămâi doar tu. Și pentru că și ucenicii erau rămânți, n-au mâncat de multă vreme, spune, erau obosiți, împrejmuiți de oameni tot timpul, a spus, și voi aveți nevoie de odihnă, și voi aveți nevoie de mâncare, haideți să trecem marea, dincolo, de mulțime, să rămânem doar noi singuri și să vorbim despre, puțin despre acțiunea sau activitatea celui care a trecut dintre noi, care s-a înălțat la cer, care de fapt era Ioan Botezător. Mi-aduc aminte când, în urmă cu 2 ani aproximativ, am mers în țară, mama era bolnavă de cancer și scot în evidență puțin dorința a Domnului Iisus ca uman să fie singur. Și mergând, mama era bolnavă de cancer, știam că va fi ultima întâlnire care vom avea. Și când ne-am despărțit, m-a strâns la pieptul ei și a spus, nu te duci, mai rămâi, dar trebuia să plec. Mi s-a rupt inima în mine, că a trebuit să mă zbor din brațul ei, din mâinile ei, și m-am dus undeva într-o cameră. Au venit frații mei ca să spună, lasă-o să treacă. Și am spus, vreau să fiu singur, ești sără. Am stat în camera aceea singur și am plâns. Am început să urlu la un moment dat.
Domnul Iisus se afla într-o asemenea situație, a vrut să fie singur și el. Să-și amintească despre Ioan Botezător, despre moartea lui, despre activitatea lui, uite că Erod l-a omorât, i-a tăiat capul Erod. Și spre uimirea lui, când a trecut în Marea Tiberiade, dincolo, spune că o mulțime de oameni, o gloată de oameni, a văzut că se apropie de el și a început să le vestească cuvântul. La început a început să facă tămăduire, a început să facă semne, spune. I-a vindecat pentru că are o anumită compasiune, milă față de oameni. Și a început să-i vindece, să-i tămăduiască. Și a vindecat pe toți. Și deja timpul era spre seară, că Evanghelia a fost propovăduită deja și spune Domnul Iisus, uite, oamenii aceștia sunt frământ, nu putem să le dăm drumul așa. Și a spus lui Filip, auzi Filip, ai ceva să le dăm de mâncare pentru oamenilor aceștia. O să le ieșim pe drum. Și sare, noi nu avem nimic ce să le dăm de, dar putem cumpăra ceva. Uite, este în sat, satele vecine, să mergem, avem 200 de lei, atât e tot ce avem. Nu avem hrană, dar avem 200 de lei. Dar dacă am cumpărat ce ar fi să capete puțin de o fărmitură din ele fiecare, dar ajunge nimic. Și a spus sare Andrei, pentru că din conturul celor 12 și spune, auzi, e aici un băiețel care totuși are ceva. Și a spus, aduceți-l la mine. Și l-a adus băiețelul acela l-a adus la Domnul Iisus și când l-a adus a spus să se așeze toată lumea jos. Astăzi toți se vor hrăni. În această dimineață vreau să învățăm fiecare ce lecții trebuiau să învețe ucenicii atunci în vremea aceea. Pentru că Iisus știa ce avea de gând să facă. Pentru că Iisus știa ce avea de gând să facă. Dar Iisus a pus să-i încerce. Iisus a pus să-i pună la încercare pe mari oameni, apostoli. Și prima lecție pe care trebuiau să o învețe ei atunci, în acea zi, că Iisus Hristos, sau că cerul, păcii pe Iisus Hristos nu îl împiedică nimic să facă lucruri mari prin oameni mici. Căci pe Iisus Hristos nu îl împiedică nimic să facă lucruri mari, lucrări mari, prin oameni mici, prin copii. Dacă ne uităm prin Sfintele Scripturi, Dumnezeu l-a ales pe Samuel, încă de când era copil. Și într-o vreme când cuvântul Domnului spune, 1 Samuel, capitolul 3, versetul 1, era rar în acea vreme, descoperirile erau rare. Cerul s-a deschis unui copil și a vorbit unui copil. Pentru că pe Dumnezeu nu îl împiedică nimic să facă lucrări mari, prin oameni mici. A dus judecata asupra casei lui Eli. Și a spus lui Eli, uite ce mi-a vorbit Domnul, de trei ori nu am pe aceasta. Uite, pune-ți casa în rânduială, că dacă nu, știi lucrurile care se întâmplă în casa ta. Dacă nu vei lua aminte, uite, judecata lui Dumnezeu este pornită în dreptul casei ta. L-a ales mai târziu pe David, cel unul dintre nesocotit la un moment dat de tatăl său. Când Samuel ajunge în casa lui Isai ca să ungă un împărat, la porunca lui Dumnezeu, trece pe toți cei 7 fii, care și-a propus el, că vor fi, că vor deveni. Și spune, nu mai ai încă niciunul, aceștia sunt toți copiii tăi, mai am unul, dar care paște oile. E cel din urmă, e cel mai să vină. Și încă pe când era copil, Samuel îl unge ca împărat. Pentru că pe Dumnezeu nu îl împiedică nimic, prin oameni mici, să facă lucrări mari. Amin. Și spune Samson, la fel, încă de mic, înainte ca să se nască, Dumnezeu l-a ales ca să fie un izbăvitor al lui Israel. Și nu cred că nu s-a gândit niciodată Ana sau Elcana, părinții lui Samuel, căci propriul lor copil va deveni judecător în Israel. Nu s-a gândit niciodată David că Isai, că cel mai tânăr copil al lor, pe nume David, într-o zi va deveni împărat. Că dacă știau, îl aduceau de la voi și cu el începea. Dar nu s-a gândit niciodată. Nu s-a gândit niciodată Manoa, când îngerul a venit și a vorbit soției lui, prin copilul acesta voi izbăvi. Și a rămas îndoielnic. Și a spus, auzi Doamne,
Să mai vină încă o dată îngerul acela să vedem, chiar o fi așa? Întotdeauna sau de multe ori, Dumnezeu face lucrări mari prin oameni mici, prin copii. Un lucru pe care trebuia, sau o lecție pe care trebuia să o învețe apostolii în vremea respectivă, ucenicii în ziua respectivă. Pentru că, de fapt, de altfel toți suntem mici și neînsemnați. Și dacă este ceva, este harul lui Dumnezeu. Și este puterea Domnului care ne folosește în lucrare. O lecție care trebuiau să învețe ucenicii în ziua respectivă. A doua lecție pe care trebuia să o învețe de la Domnul Iisus era că Domnul Iisus folosește pe omul care are ceva. Apostolii au spus, noi nu avem nimic. Noi nu avem ce să le dăm să mănânci. Dar este un băiețel în versetul, nouă spune, este aici un băiețel care are. Și întotdeauna Dumnezeu folosește nu pe cel care are, ci Dumnezeu folosește pe omul care are. Fie că e copil, fie că e mai mare. De aceea este foarte important ce au copiii noștri și ce punem în traista copiilor noștri. Punem ceva? Sau nu punem nimic? Pentru că dacă nu punem noi ca părinți, își vor pune ei și pe urmă vor culege, vor scoate din traistă ceea ce și-au pus ei. Este foarte important ceea ce punem în traista copilor, pentru că ceea ce au ei în traistă va da și altora mai târziu. Dacă va fi un copil cu educație aleasă, el va fi un om educat, va fi un om disciplinat, va fi un om manierat. Dacă va fi un copil cu cei 7 ani de acasă, va ști să ofere respect, va avea bunul simț. Și cel mai trist lucru este ca om mare să auzi spunându-se, tu nu ai cei 7 ani de acasă. Dacă nu ne ocupăm să punem în traista copiilor, atunci când ei sunt mici, aceste adevăruri, un copil care are în mintea lui implantat, cultivat, nevoia de Dumnezeu. Să stai de vorba atunci când e mic, să-i pui în traistă. Când va ajunge într-o zi în Egipt, ca Iosif, va ști că acolo e Dumnezeu. Nu este adunarea, nu este conducerea, nu sunt oameni evlavioși, pentru că acolo toți erau păgâni. Dar știa că în mijlocul deasupra păgânilor, deasupra pământului, este un cer și dincolo de cer e Domnul. Și-l vede. De aceea este atât de important ce punem în traista copiilor. Și în funcție de ceea ce punem, pentru că vorbeam la ideea că Dumnezeu folosește pe cel care are ceva. Și nu folosește pe cel care nu are nimic. Precum au fost apostolii. Ce a folosit în contextul de față? Pe omul, chiar dacă a fost mic, care a avut ceva. Moise. Spune în Faptele Apostolilor, capitolul 7, cu versetul 22, că el a învățat toată înțelepciunea Egiptului. A învățat. Este foarte important cât înveți, ca și copil, sau cât îi învățăm și știi de ce? Pentru că la nivelul cât ești tu, te poate folosi Dumnezeu. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor. Și știți unde l-a folosit Dumnezeu? Și-o conduc o națiune. Pentru că a fost puternic, a fost priceput. Putea să stea în fața sute de mii de oameni și să-și spună în toate domeniile. Așa, așa, așa. Știți cât timp a învățat? 40 de ani. 40 de ani a învățat, i-a trebuit să învețe toată înțelepciunea Egiptului. Pentru că spuneam că la nivelul la care suntem ridicați, la nivelul acesta ne folosește Dumnezeu. Mergem la altul, la Pavel, la apostolul. În Faptele Apostolului, capitolul 22:3, spune că el a învățat la picioarele lui Gamaliel. Nu s-a ridicat dintr-o dată, ci la fel a fost învățat. Învățat de părinți, învățat în societate, învățat de educatoare. Și toți împreună încercăm să clădim.
În viața unui copil, de ce? Pentru ca în final să fie proslăvit Dumnezeu. Aleluia. Ca în final să se folosească cerului. Să zguduie împărăția diavolului. Despre Pavel spune că a învățat la picioarele lui Gamaliel, Morcaiu. Gamaliel era recunoscut la nivel național ca cel mai mare învățător. Și el când ieșea în apărarea lui, în fața fariseilor, saducheilor, în sobor, ieșea: eu am fost învățat și am crescut la picioarele lui Gamaliel. Și când auzeau de Gamaliel, toți se treceau înapoi. Și pentru că a învățat, și spune el despre el, că a fost mult mai înainte decât alții, mult mai sus decât alții, știți unde l-a folosit Dumnezeu să propovedească Evanghelia? În fața dregătorilor și în fața împăraților. În fața lui Felix, în fața lui Festus, în fața împăratului Agripa. N-a putut Petru să meargă acolo. Pentru că despre Petru spuneau mari preot, este fără carne. Dar l-a învățat pe omul acesta, l-a ales, i-a transformat drumul și Dumnezeu l-a folosit pentru ce? În fața marilor oameni. A cunoscut mai multe limbi. Și în contextul de față, și engleză, și română, și spaniolă, și de orice limbă, copilul tău poate să mărturisească spre slavă lui Dumnezeu Tatăl, căci Iisus Hristos este Domnul. Să se ridice în fața marilor oameni, a mulțimilor de oameni, dar dacă nu știe, dar dacă n-a învățat, dar dacă n-a cunoscut. De aceea voia lui Dumnezeu este să învățăm, pentru că la nivelul în care suntem, la nivelul acela ne poate folosi Dumnezeu. La fel, în casa lui Naaman, fetița aceea, prizonieră. Știi ce a știut ea? N-a știut multe. Dar a știut că în Israel este un proroc și așa prorocitic. A știut în casa lor că se vorbește despre un proroc. Și acel proroc, când te pui în fața lui, el vindecă. Și a mers Naaman, căpetenia oștirii sirienilor, ea ajunge roabă și spune: o, dacă stăpânul meu ar merge în Israel, în țara mea, eu sunt roabă aici, dacă ar merge în țara mea, prorocul ar vindeca de boala lui. Și a mers, nu lungim, și a mers Naaman, ajunge la prorocul acela pe nume Elisei. Și a ieșit Gehazi și a spus: ascultă, scaldă-te și vei fi vindecat. Și a șaptea oară se ridică, s-au cufundat tot, o dată, de două, de trei ori, de patru, de cinci ori, de șase ori. Și tot, ce mai e încă o dată? Tot plin de lepră. Nu mai cufund o dată. Și a șaptea oară se ridică curat. Pentru că Dumnezeu poate să vindece. Elisei a fost instrumentul, însă cel care a vindecat este Domnul. Aleluia. O fetiță care a știut și ea ceva și la nivelul acela a folosit-o Dumnezeu. De aceea mi-aș dori ca pentru fiecare dintre noi, ca părinți, este foarte important ce pui în traista copilului. Așa minteam. A doua lecție biblică pe care trebuia să o învețe ucenicii atunci: Domnul Iisus se folosește de cel care are ceva și nu de cel care n-are nimic. Apostolii au spus: n-avem nimic. Dar este aici un băiețel, probabil de, nu știu, băiețel de 2 ani, probabil prin mulțime pe acolo, are el ceva. Și dacă are ceva, a spus Domnul Iisus: aduceți-l la mine, pentru că de el mă folosesc. A treia lecțiune biblică, și mă apropiu de încheiere, pe care trebuia să învețe ucenicii în acea vreme și pe care trebuie să o învățăm noi în ziua de astăzi, este că Dumnezeu folosește pe omul care dă tot ce are pentru el. Putea copilul să spună: auzi, am 5 pâini și 2 pești. Auzi, lasă-mi o pâine și lasă-mi un pești. Să am și eu ceva de mâncare. Și îți dau ție 4 pâini și îți dau ție un pești. Ce zici? Copilul astăzi a spus: dacă am 5 pâini și am 2 pești și tu mi ceri, uite ce ți dau. Și știi, când i-a dat copilul acesta tot ce a avut, știi ce a spus Domnul Iisus? Dacă vă uitați în context, să șadă toate noroadele. Aceasta, acum urmează binecuvântarea. Pentru că de omul care dă tot
se folosește Dumnezeu. Amin. Pierderile noastre, știți care sunt? Că mai păstrăm ceva pentru noi. Că nu dăm tot lui Dumnezeu. Pentru că dacă am dat tot lui Dumnezeu, Dumnezeu binecuvintează. Și de multe ori avem neajunsuri, de multe ori lipsuri, pentru că de multe ori sau de multe ori păstrăm mult pentru noi și puțin pentru Dumnezeu. S-au așezat și spune cât de frumos Dumnezeu. Știți ce spune? Atât de frumos când i-a dat copilul acesta tot, Iisus a luat pâinile și a mulțumit lui Dumnezeu. A căutat printre 5.000 de oameni. Este un om care să dea tot? Care ai să aibă ceva? Nu este nimeni. A căutat printre apostoli. Este cineva? Nu. Și-a spus, dintre cei 5.000 de oameni și 12 apostoli este un băiețel. Și-a mulțumit lui Dumnezeu, Domnul Iisus, pentru un băiețel. Pentru că prin băiețelul cel a făcut minunea. Pentru că Dumnezeu întotdeauna vrea să facă minuni. Aleluia. Întotdeauna este gata să facă. Dar să aibă cu cine, să aibă prin cine și cine se oferă pentru asta. Dar El trebuie să aibă și trebuie să dea tot lui Dumnezeu. Timpul, viața Lui, să stea la îndemâna lui Dumnezeu, în răbăciune, în post. Ești gata să o faci? Iisus Hristos a mulțumit lui Dumnezeu pentru băiețelul acela. Și după aceea, în celelalte evanghelie, știți ce spune? Dacă ai adus puțin la acesta, uite, te rostesc binecuvântarea. Un copil care n-a avut decât puțin, dar a hrănit mii de oameni. Știți câți? 5.000 de bărbați. Nu știu cât dacă erau și femei și dacă erau și copii. Dar 5.000 de bărbați scrie că i-a hrănit. Și acum, haideți să ne uităm măcar la un om, în cele 3 minute, măcar la un om, dacă a înțeles lecția din apostol. Îl luăm pe Simon Petru. Își aduce aminte Simon Petru că după întâmplarea aceasta în Evanghelia după Matei, capitolul 18, îi vorbește Domnul Iisus, pune un copilaș în mijlocul lor și spune, dacă nu vă faceți ca și copilașul acesta, cu niciun chip nu veți intra în părăția lui Dumnezeu. În Evanghelia după Matei, capitolul 18. Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în părăția cerului. De aceea, oricine se va smeri că acest copilaș și cel, va fi cel mai mare din părăția cerului. Și atunci, Simon Petru aude versiunea Domnului Iisus din Matei 18, aude lecțiunile pe care trebuia să le învețe și automat, după un capitol mai târziu, în capitolul 19, versetul 27, dacă trebuie să lăsăm, dacă trebuie să dau tot, spune el în versetul 27, atunci Petru a luat cuvântul și a zis, iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răspate cuvântul? Dar asta e lecțiunea pe care trebuia să o învăț, uite, Doamne Iisus, eu am învățat, am lăsat tot. Și spune Domnul Iisus, vei avea sudit în viața aceasta, frate. Și vom ajunge puțin la versetul, la un alt verset. Dar mult mai mult decât atât, îți ofer cerul pe care a lăsat totul pentru mine. Omul acesta s-a ridicat în ziua 50-mii. N-a predicat nimic. Și la predica lui, spune că au crezut în Dumnezeu, s-au întors la Dumnezeu 3.000 de suflete. Și în capitolul 4, cu versetul 2, a mai ținut el, a fost o vindecare acolo, o locul din naștere, și spune că în urma acelei vindecări a început puțină predică și s-au mai adăugat până la 5.000. Că au înțeles lecțiunea că dacă ai ceva, trebuie să dai totul lui Dumnezeu. Și a ajuns să predice Evanghelia, să hrănească Evanghelia cu puținul pe care l-a avut și în total au fost 5.000 de suflete, precum în contextul de față, din puțin s-au hrănit 5.000 de bărbați. Pentru că puținul pe care îl ai, dacă îl pui în mâna Dumnezeu, Dumnezeu mulțumește. Dumnezeu hrănește. Nimeni nu-i ca Domnul. Ucenicii s-au uitat spre ei. Păi avem bani, avem sate vecine, ai nu ne ajunge, hai să-i trimitem pe ei. Iisus Hristos i-a pus la încercat. Unde vă uitați? Jos? Sau sus. Atât de frumos relatează Evanghelile celelalte. Și Iisus și-a ridicat ochii spre cer. Și când și-a ridicat ochii spre cer, a mulțumit Dumnezeu, Dumnezeu. Atât de frumos, atât de frumos, atâtea lecțiuni biblice are pasajul acesta.
Este atât de simplu în aparență, dar mă uitam și eu și atât de bogat. Am doar frânturi. Am vorbit și încă rămâne de vorbit pentru viitor. Vreau să vă spun că cel care a binecuvântat atunci este același era și în viață. Și el e prezent prin adunare, în adunare și el poate binecuvânta și azi. În rugăciunea aceasta mi-aș dori atât de frumos, Doamne. Vreau ca de astăzi înainte să mă dedic mai mult pentru copiii mei. Să pun în draistă mai mult pentru copiii mei. Vreau să-L folosești mai mult pe copilul meu. Și vreau ca tot ceea ce am eu să-ți dorești ție, Doamne. Vreau ca tu să binecuvântezi casa mea, vreau să mă binecuvântezi pe mine, Doamne. Vreau să binecuvântezi venitul meu, dar vreau mai mult ca tu, Doamne. Folosește-mă, chiar dacă am fost un pescar, chiar dacă sunt un om care are dintr-o parte și în altă, mă ajuri atât de mult, Doamne. Folosește-mă pentru ce? Că atunci când ai venit în împărăția ta, să fiu și eu cu tine. Eu și toată casa mea. Amin. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze.